Veniți și luați lumina. Sfințele voastre, dragi frați și surori în Hristos, trăim și anul acesta cu vie credință și multă însuflețire bucuria învierii Domnului. Este ziua victoriei lui Iisus și a înălțării sale după clipele întunecate din Vinerea Mare. După întunericul de pe Calvar, sosește clipa învierii și a luminii. A fost nevoie de umilință și moarte pentru a ajunge și a trăi cu mare bucurie ceasul biruinței și la înălțării. Acesta a fost drumul ales de Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul omului, pentru a împlini voința Tatălui Ceresc și pentru a oferi fiilor săi răscumpărarea. Drumul crucii, drumul jertfirii și al morții. Misterul Paștelui ne face să înțelegem că acela care a înviat a trebuit mai întâi să treacă prin proba morții. A dovedit cea mai mare umilință pe care omul a putut-o cunoaște în istoria sa. Iisus, care s-a umilit până la moarte și încă moartea pe cruce, înviind glorios din morți, ne învață care este adevărul despre viața omului. Orice înălțare autentică presupune jertfă și umilință. Adevărul victoriei asupra morții reprezintă pentru cei ce cred lecția bobului de grâu, care ne descoperă același adevăr, confirmat de natură, că oricare înălțări îi precedă într-un anumit sens umilința și moartea. Destinul bobului de grâu ne face să trăim nădejdea că murind în Hristos și prin Hristos ne vom bucura de o speranță vie, cea a vieții fără de sfârșit. Acest bob de grâu, imaginea lui Iisus, căzut de sus, de la înălțimea cerului, a fost sacrificat, a murit, pentru ca noi, cei de jos, să ne transformăm, să ne ridicăm și să devenim capabili să trăim în lumina învierii. Veniți și luați lumină. În moartea lui Iisus putem contempla așadar umilința și înălțarea deopotrivă. Sfântul Paul ne vorbește despre moartea Mântuitorului ca despre o umilire. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte. Sfântul Ioan Evanghelistul, în schimb, ne redă cuvintele lui Iisus despre propria răstignire, văzând în ea o înălțare. Iar eu, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine. Înălțarea nu exclude niciodată umilința, ci o presupune. O credință superficială poate privi umilințele pe care le oferă viața cu o atitudine ostilă și respingătoare, arătând cu degetul spre Dumnezeu. O credință matură însă știe că toți cei plăcuți Domnului se încearcă în cuptorul umilinței, nu pentru a fi zdrobiți, ci pentru a fi făcuți demni de o mai profundă comuniune cu Dumnezeu și de a fi oameni mai frumoși. Creștinismul pe care îl profesăm și îl mărturisim noi nu este o moștenire a celor învinși. Cel credincios, chiar dacă ar trebui să treacă prin nenumărate suferințe și încercări, are un fundament în Iisus Hristos care a transformat moartea din Vinerea Mare în bucuria din Duminica Paștelui. Acesta este cu adevărat suportul celui ce crede, știind că încercarea și suferința, chiar dacă ar dura zile, luni sau ani, vor face până la urmă loc germenului vieții, seminței învierii din suflet, acoperite trecător de pulverea întunecată a pământului, însă gata să se trezească din întunericul mormântului la bucuria luminii și a vieții. Veniți și luați lumină. Dragi frați și surori,
Să nu rămânem în întunericul vinerii mari. Să ne umplem de lumina învierii, de lumina celui înviat. Bucuria acestui măreț și mângâietor adevăr, să trăim Paștele cu simțăminte adânci de credință. Să ne apropiem mai ales de cei care cu dor așteaptă trecerea Domnului prin sufletul lor însetat de pace. Sunt atâția oameni lipsiți de căldura iubirii reciproci. Aceștia, într-un chip deosebit, au nevoie de o rază a luminii învierii lui Iisus Hristos. Să stăm mai aproape de cei care sunt copleșiți de încercări și dezamăgiri, pentru ca încrederea lor în Domnul să fie mai motivată. Să fim alături de cei care, crezând că se descurcă și fără Dumnezeu, aleg să se încreadă doar în propriile puteri și capacități, ca și ei să fie convinși că viața își găsește sens doar în Cel care a creat-o și care îi poate oferi împlinire. Să ne apropiem cu multă căldură de cei care s-au îndepărtat de biserică, arătându-se intoleranți față de greșelile și slăbiciunile ei, ca să înțeleagă adevărul că ea este pentru toți un loc de purificare personală și de regăsire comunitară a lui Dumnezeu. Să trăim cu toții bucuria învierii ca pe cel mai mare dar pe care îl putem primi de la Cel ce este viața, învierea și lumina noastră. Veniți și luați lumină. Să privim spre cer și în ridicarea privirii noastre să descoperim chipul omului de lângă noi, a naturii minunate care ne îndreaptă spre Creatorul și Răscumpărătorul tuturor. În fața tuturor greutăților, să spunem și noi împreună cu Apostolul Petru: Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Numai Tu ești învierea și speranța noastră. Tu ești lumina noastră. Doar așa vom putea cânta împreună cu toți cei care cred în misterul învierii Domnului. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață și speranță dăruindu-le. Veniți și luați lumină, lumina lui Hristos. Tuturor vă doresc sărbători fericite. Paște binecuvântat. Veniți și luați lumina.